Salut, eu sunt Verta, toată colecția mea de stighi. Ei să începem cu aceia vechi, care au fost acum, nu știu, un an, parcă. Și aceștia sunt, toți. Aceștia sunt fake, de la aparatele alea care le găsesc la magazine. Magazinele alea care au bilă din aia și puneți un 2 de 50 de bani sau 3 și vă dă câte o biluță cu un sticky din asta. Ăștia toți. Așa, și am și o punguliță din asta. Așa, și sunt foarte mulți. Aceștia albi sunt fosforescenți. Deci dacă vreți ceva fosforescent, puteți să luați stighiși din ăștia. Dar acum, noua serie. Stichis, fructe versus legume, de care am mai multe. Uitați-vă puțin câte am. Cred că o să mai trebuiască încă o pungă. Da, astea sunt toate. Cei mai noi sunt strugurii, de care să vă zic pe care am câștigat azi. Deci, astăzi am câștigat o lămâie pe care o am, doi struguri, care o să vedeți în cutie și o să vedeți. Așa. Și ce tot manualul. Și acesta este. Ce am pus trânacul de un prieten. Aici Fabi, Goldi, ăsta nu știu, Melo, Bu, Emma, Atoproto și Arami, Cepi, Berry, Alabala, Toma, Jonathan, Super Pepe, Bar... Cum îl cheamă? Deci... Barabo, Barabo, Limo, Rolly Broly, Sherry, Mango și Sally și Vio. Mie mai trebuie para, banana și kiwi. Da. Cel la care n-am dublură. N-am dublură la ăsta. La Alabala și la Pastrnac. În rest am dublură și triplură. Da. Foarte tare. Mie cel mai mult îmi place strugurele. Și pentru că e așa, cu multe boabe și e destul de antistres, adică, da. Și acesta îmi place, fiindcă dacă îl pun așa și fac așa cu degetul, yep. Îmi place așa și aici tăiat, de parcă e șmecher el. Un tip cu creastă șmecheros. Și un douleac care, spun că e de Halloween. Rolly Broly seamănă cu... Mi-a spui că Atoproto și Arami e mama, bunicul și fratele lui Rolly Broly. Limo, lămâia care îmi place. În momentul ăsta vreau să mi-o storc în gură. Deci după filmare cred că o să mănânc și eu niște lămâie. Că îmi place acru, dacă nu știați. Cui îi place acru să pună hashtag lămâie sau limo. Hai hashtag limo. De la lumea asta. Da, vânăta mai place că e grăsuță. Și îmi place așa, că e o culoare așa, care strălucește, așa. Super tare. Ăsta, Bo, îmi place că e așa, maro și destul de dolofan. Și Jonathan îmi place așa de el, că e drăguț. La asta îmi place forma, dar ce îmi place forma asta așa... Tic, tic, tic. La ăsta îmi place că e așa caratist. La ce îmi place că sunt așa așa. Ăsta a fost hai să vi arăt pe primii. Primii mei au fost ăsta și ăsta. Au fost primii mei. Da. Au fost primii mei și cam ăștia sunt toți. Deci, da. Și acum
O să vă zic la sfârșit câți am aici toți. I-am numărat și sunt în total 56. Plus aceștia, o să vă zic în alt clip, la care o să vă prezint și jocul Stickies. Și în acest clip la recomandare de jocuri, cred că la fiecare videoclip o să vă recomand câte un joc. Este Shadowfight, este un joc care mie îmi place, mă destresează, cum să zic, e foarte tare. Eu m-am luptat cu Lynx chiar de curând și am câștigat. Am trecut la următoarea mapă și am dat un hack ca să pot să am armaia super cu mânerul, lanțul și apoi vârful ăla de coasă, așa. Și are o picătură roșie. Aia se clasează în cea mai puternică. Și apoi vă dă un ceag mov. Știți cum sunt boss-ii în Jurassic World 2, așa, cu mov și roșu, așa e aici, numai care alb în loc de roșu. Super tare jocul. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să vă dau și să vă arăt jocul. E gratuit. Și e foarte fain. Deci, prima oară primiți numai, cum să zic eu, bombul. Bombul, vedeți că nu e aici, e așa, unul care crește aproximativ în un minut. Acolo crește într-un minut. Și cel mai mare care crește e mangoul. Deci mango contra... da. Și apoi urmează păstârnacul și din astea. Da, un joc trebuie să... Deci, sunt așa. Cum să zic eu? Deci, până aici, până aici și până aici. Și voi trebuie să le puneți. Deci, nu știu, să zic că e partea de sus a unui dovleac. Sticul ăsta de jos al lui Pepene și restul alu ăsta. Voi trebuie să le puneți la perfecție. Bine, eu le-am făcut pe toate. Faceți pe parcurs bani și vă măriți să vă extindeți pe toată insula aia. Nu puteți să ștergeți ceva, adică sunt copaci, dar nu poți să ștergi altul. Adică eu n-am mai văzut niciun fermier care să n-aibă drujbă. Wow. Ok. Cam atât cu episodul de astăzi. Dacă mai vreți episoade cu Stiggy, care îmi plac mult, dați un like și noi ne vedem data viitoare. Pa, Stiggy!